Bună seara, doamne domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Campanie electorală! Campanie electorală o zi și încă o săptămână și pe urmă gata, se liniștesc apele, ne ducem, votăm și mai vedem. Domnul Dumitru Ciprian Mălinaș, candidat UNPR la primăria Hărman, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cum a fost campania asta electorală? Toată lumea se plânge așa și pe la televizor și cam pe oriunde s-ar putea plânge cineva, de cam multă muțenie, ceea ce s-ar putea să aducă foarte puțină lume la vot. Da, cred. Este o campanie electorală fără combustibil. Automat nu s-a mișcat aproape nimic. E greu să gestionezi o campanie electorală. De exemplu, noi la Hărman avem 6.300 de lei de cheltuit. Înainte să cheltuie o bani ăștia într-o zi, acum trebuie să-i drămuiești pentru o lună. Am înțeles. Totuși, 6 candidați la funcția de primar în Hărman. Da, dar închipuiți-vă că din 6 candidați, doar 4 au făcut măcar afișul electoral. Deci, am înțeles. Ceilalți doar s-au înscris acolo. S-au înscris, da. Și n-au... Da, 6.300 de lei. Păi înainte de 6.300 de lei mergeau niște beri la dozator, da. Niște mici aruncați pe grătare, așa numai cât să simtă electoratul că există partidul și candidatul. Și cred că n-ajungea până seara să alimenteze această mașinărie. Da. Este o mașinărie de vot și la Hărman? Acum nu mai este. Deci, fără resurse, e greu să... Acum, fiecare candidat direct își expune alegătorilor planul lui și ce vrea să facă. Nu mai poți prin alte mijloace. E foarte greu. Am înțeles. De ce ați hotărât să candidați la primăria Hărman? Deci, în Hărman, eu am proiecte private. Am lucrat la proiecte private care s-au și îndeplinit și m-am gândit și din... Să încerc și din prisma funcționarului, din partea administrației să fac mai mult decât am făcut. Cum ați colaborat cu administrația în perioada asta de când aveți proiectele astea? Am colaborat bine. Bine, a fost ok. Și acum vreți să fiți și de partea cealaltă baricade. Da, da. Am înțeles. Cu ce proiecte veniți la Hărman? Hărmanul, ca majoritatea orașelor din imediata apropierea municipiului Brașov, au devenit așa niște mici sateliți, zone frumoase cu zone rezidențiale frumoase. Ne gândim la Hărman, Prejmer, Sânt Petru, Ghimbav, Cristian, cam toată zona asta și a luat o amploare în dezvoltare datorită faptului că este foarte aproape de Brașov, iar oamenii își doresc să trăiască un pic într-un loc cu mai multă liniște decât oferă orașul. Da, deci eu fac proiecte rezidențiale, la asta mă pricep. La Hărman mă ocup acum de cel mai mare proiect, Liziera Verde, care e un proiect care când se va finaliza, va avea peste 700 de locuințe și... Asta se ia contribuabil până la urmă. Contribuabil pentru că asta va aduce bugetului comunei 500-800 mii de euro, depinde de tipul de locuință care îl cere clientul. Cu banii ăștia putem să facem școli, putem să asfaltăm, putem să facem creșe, lucruri care sunt... sunt necesare în Hărman. Deci am rămas puțin în urmă cu chestiile astea. Am înțeles că există, să zicem, o deficiență la capitolul grădinițe, creșe, da. Partea da. Asta de educație, deși probabil că și actuala administrație s-o fi străduit. Da. Nu știm cu exact, dar cel puțin eu nu știu, dar așa știu problemele mai repede. Așa cum discutam de campanie, așa funcționează și o administrație, fără combustibil nu poate să facă. S-a început o grădiniță, trebuie bani să se termine, e în proiect o creșă, dar ai nevoie de contribuabili care să aducă acești bani și cu care se poate construi și se poate ridica nivelul de trai al comunei. Am înțeles. Ce le spuneți oamenilor când vă întâlniți cu ei? Vă ce să vă întâlniți cu oamenii, că asta este noua stratagemă, am vrut să zic, și mi-a ieșit o combinație între stratagemă și strategie. Noua strategie a campaniilor electorale. Deci eu le spun oamenilor ce am făcut. Care este plusul care l-a adus acest proiect? Vreau să continui cu mai multe proiecte de acest gen, care să aducă mai mulți bani la bugetul comunei, locuri de muncă, case pentru tineri, că și asta nu e... Deci noi dacă tinerile le
facem niște case unde să stea, unde să-i ținem aici să lucreze alături de noi, ne e bine și pentru noi, că nu mai merg să lucreze în străinătate. Rămâne aici să lucreze. Adevărul e că se mișcă forța de muncă, e greu de controlat, însă o casă poate fi o ancoră aruncată undeva pe teren pentru orice om. Oriunde. Da. Cam ce nevoie are comunitatea din Hărman, dincolo de, să zicem, partea asta de grădinițe, creșe, despre care am discutat și care, să zicem, că s-ar putea rezolva la un moment dat? Deci, o altă urgență în Hărman este infrastructura rutieră. Deci, partea de utilități s-a cam rezolvat, dar am rămas în urmă cu asfaltul, trotuarele. Deci, ca primă urgență, aș asfalta Alea 14. Pentru a crea o alternativă de ieșire din Hărman pe DN1 și a fluidiza circulația. Dimineața este foarte greu să ieși din Hărman din această cauză. Deci eu când m-am mutat în Hărman ajungeam în Brașov în 15 minute și acum ajung în 40. Deci s-au mulțit și pare mașinile. Pare ciudat, da, să spuneți lucrul ăsta. O diferență destul enormă, de mare. Da. Da. N-am trecut dimineața prin zona aia, așa că nu da, știu deci cum sunt blocaje unde se stă 10 minute, 15 minute. A doua chestie, deci voi face toate demersurile la CNADR pentru ca să finalizeze acea centură care deja are 4 ani de când s-a început și astfel încât, din ce am socotit eu ca și constructor, în 3 luni, 4 luni ar putea fi gata. Hai să începem la sfârșitul anului. Ce dimensiune are? Ce lungime are ocolitoarea asta de greu de făcut? Deci părțile care au mai rămas sunt în jur de 10 km, dar nu știu, merge foarte greu. Merge mult mai greu decât prima parte ocolitoare. Ar fi trebuit să fie invers. Prima parte se facă mai greu și a doua parte se facă mai ușor, dar nu este așa. Nu știu care sunt probleme, dar voi afla și voi încerca să le rezolvăm împreună cu cetățenii comunei. Care vor fi și ei reprezentați la rândul lor în Consiliul Local, nu? De niște consilieri locali. PNL, PSD, contracandidați puternici în Hărman, împotriva UNPR-ului, să zicem. Fiecare are șansa lui. Șansa mea este că eu pot arăta ce am făcut. Deci la mine proiectele se văd. Să nu mai dați nume de proiecte, ar fi bine să nu ne luăm vreo amendă. Da. Proiectele se văd, există, oamenii locuiesc acolo, sunt mulțumiți. Deci nu este doar o promisiune. Să înțeleg că măcar cei care stau acolo vă vor vota, nu? Sigur, da. Dau buletine de Hărman? Mulți da. Am înțeles. Că e important, dacă te votează niște oameni care stau într-un loc construit de tine, tot e o chestie, pentru că în general se vorbește foarte mult în campanie electorală, dar înainte de campanie electorală și după campanie electorală, mulți ori nu fac chiar nimic, ori fac foarte puțin și mai mult, mă rog, nu vreau să intru în amănunte. Pe ce ați continua? Pe ce căi ați continua dintre cele pornite deja de administrația locală de la Hărman? Deci, eu aș continua, în primul și în primul rând, pe atragerea de resurse. Deci, cea mai sigură este aducerea de noi contribuabili, fie persoane fizice, fie persoane juridice, fabrici. De fapt, am și adus un asemenea contribuabil în ultimii 4 ani. E vorba de o ciupercărie modernă cu 4 tuneluri. Să nu-i dați numele. Da, cu 4 tuneluri de producție continuă, atât vara cât și iarna. Pentru Pleurotus. Pleurotus care se distribuie acum din Hărman în toată țara. Și, să zicem, 10 asemenea investiții ar rezolva nevoile comunei actuale cu succes. Există șomaj mare, mic în Hărman? Șomajul este mic în Hărman, pentru că se găsesc foarte multe locuri de muncă în Brașov. Dar normal ar fi ca pentru confortul omului locul de muncă să fie lângă casă, să facem un parc industrial undeva lângă Hărman. Da, asta era următoarea întrebare și aici să zicem că Prejmerul ar fi un exemplu de bună practică. Da. Un parc industrial are un impact extraordinar asupra unei comunități locale. Chiar dacă nu e taxe și impozite de 10 acolo, ani, da. 10 ani, dar până la urmă totuși oamenii au unde munci, s-a rezolvat o problemă. Primăria nu mai are cazuri sociale pe cap degeaba. Da. Deci Hărmanul este un exemplu de succes cu parcul industrial. Orice localitate ar trebui să aibă un parc industrial. Din păcate și în Brașov sunt două parcuri, dar sunt așa un fel de dinozauri. Deci
În mod normal, orice locuitor ar trebui să aibă un parc industrial care să asigure locuri de muncă cetățenilor din localitate. Și impozite pe... În timp, acum nu, dacă îl omori pe investitor de la început, nu va investi atât cât trebuie, dar dacă îi dai niște scutiri de... Scutirile astea de taxe și impozite cred că sunt interesante pentru oricine. Orice om, probabil că și dumneavoastră când v-ați apucat de investiții la Hermann, v-ar fi convenit să fiți scutit. Ați fost sau n-ați fost? Nu. Nu s-au gândit la asta. Da. Nu, dar ar fi fost interesant ce dumne construiește aici... Să zicem că timp de 10 ani ești scutit de orice taxă și impozit pentru asta. Nu era un lucru rău până la urmă. Probabil că ați fi construit mai mult, mă gândesc. Da. Că rămâneau niște bani, nu? Să știți că am făcut o socoteală, deci în terenul agricol, care acum produce puțin, pentru că în Europa marele câștig din agricultură sunt subvențiile, care noi nu le avem. Deci noi, între Hărman și Brașov, și dacă dădeam gratis terenul acum 20 de ani și se muta cineva, aveam câștiguri infinit mai mari din taxe și impozite decât avem acum din pârloaga care e acolo. Da, nu-i nimic, nu se cultivă nimic. Nu. Deci partea, deci terenul care era al primăriei nu prea e cultivat. Am înțeles. Există totuși la Hărman o comunitate bine închegată de fermieri. Oameni cărora le place să muncească pământul. Da, dar cum v-am spus, procentul de teren nelucrat este foarte mare datorită faptului că nu avem subvenții care să-i ajute pe fermieri. Corect. Cu ce mesaj direct mergeți către cetățeni? Deci, eu le fac... Probabil că oamenii vă cunosc dacă vă mișcați... De atâta timp în zonă, da, nu cred că au o problemă la nivelul de cunoaștere a persoanei. Dar cu ce mesaj vă duceți către ei? Totuși, veniți din mediul privat și vreți să intrați într-un domeniu, să-l denumim așa, cu ghilimele de rigoare, în care n-ați mai activat, dar care ar putea fi interesant la un moment dat. Da, am activat, deci am lucrat mult cu primăria Hărman și știu ce probleme sunt și cum se pot rezolva. Și am fost consilier județean în mandatul 2008-2012, unde am văzut nu numai problemele comunei Hărman, ci a întregului județ și a consiliului și a primăriilor. De ce v-ați retras din partea aia de politică? A fost o divergență politică cu partidul din care făceați parte, din care făceam parte, da. Am zis, și acum ați trecut la UNPR. Candidați, încă 5 candidați pe lângă domnul Mălinaș, invitat astăzi în studio la Hărman. O localitate mică pentru a-ți candidați, mă gândesc. Să știți că nu e o localitate. Adică s-a mărit mult localitatea. Deci, ca număr de, ca număr, da, mă rog, și suprafață locuibilă. Așa, și potențialul este foarte bun al Hărmanului. Deci este e o localitate cu un potențial foarte mare. Fiind aproape de Brașov și pe un drum național spre o altă regiune a țării. Deci o localitate cu un foarte mare potențial, care eu trebuie să-l utilizăm. Dacă o să fiți primar la Hărman, tot ați pomenit că vreți să vorbiți cu ăștia de la CNADR, poate îi rugați să facă sensul la giratoriu cum trebuie. Că pentru mine sensul la giratoriu rămâne, din momentul în care a apărut și până în zilele noastre, rămâne așa o chestie cu mare semn de întrebare. Nu pot două mașini cu doi șoferi normali obișnuiți să intre în același timp în giratoriu, așa cum ar fi... Normal. Da. Mă rog, cineva n-a gândit arcul ăla de cerc așa cum probabil ar fi trebuit să-l gândească. Da, mulțumim frumos domnului Mălinaș pentru participarea la emisiune. Dacă aveți așa un gând de final... Deci eu am soluție pentru 3 probleme mari ale Hărmanului. Într-o lună să modernizeze transportul în comun, în 3 luni să finalizăm grădinița și în 6 luni să facem ca acea ocolitoare să fie funcțională. A, deci aveți un plan pe luni, da. Nu nici măcar pe ani, așa repede. Nu știu ce o să faceți după aia, probabil că mai găsiți ceva de făcut, nu? Avem destul de făcut. Am înțeles, ăsta e planul scurt. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnul Dumitru Ciprian Mălinaș, candidat UNPR la primăria Hărman, a fost invitat în această parte de emisiune electorală. O să mai avem încă o parte. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de noi. Hai să vedem pe cine mai votăm.
Doamna Laura Ioana Bratosin, candidat ALDE la Consiliul Local Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Director la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânt Petru, de profesie inginer, implicat în proiecte sociale și în politică. Și n-ați rămas, doamnă, cu proiectele sociale stat de frumoase, v-ați băgat în politică. Pentru că și politica are nevoie de proiecte sociale. Am înțeles. Și cred că politica, în general, are nevoie de femei. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Și ar trebui să promoveze mai bine femeile, da? Păi eu dacă mă uit aici pe lista asta pentru Consiliul Local, sunteți pe locul 5, ALDE, și sunteți prima doamnă. Trebuia să fiți pe 2, pe 3, așa, nu? Imediat după domnul Atomei, după părerea mea. Acum, nu se mai poate schimba. Da. Acum, gata, că ne ceartă ăștia de la Bej. Da. Cu ce propuneri vine ALDE pentru mandatul 2016-2020? Avem propuneri frumoase și foarte dragi mie. Cel primul proiect pe care echipa ALDE îl susține în următorul mandat în Consiliul Local, sigur în Consiliul Local, va fi nou spital. Așa că, având în vedere că păstoresc o unitate medico-socială care nu e chiar spital, dar sunt oameni cu nevoi, dar cu nevoi medicale, e pe sufletul meu. În plus de asta... Haideți să ne oprim aici la spital, da, să nu trecem mai departe, pentru că s-a discutat foarte mult și o să se discute. După părerea mea, aeroportul este pe primul loc la discuții. Deocamdată doar atât spun, la discuții. Spitalul este pe locul 2 la discuții. Autostrada a trecut pe locul 3 și a pierdut din importanță, a pălit autostrada asta Brașov-Comarnic, a pălit în fața spitalului regional, județean, sunt diverse variante. Cert este că, într-adevăr, ceea ce am fost și eu implicat la un moment dat, ne trebuie un spital, ne trebuie un alt spital. V-aș contrazice un pic. Ia contraziceți-mă, vă rog. Nu cred că autostrada a trecut pe locul 3 decât din simplu motiv că autostrada nu poate face administrația așa, da, locală. Corect, mă referam la interes. Acolo e vorba de administrație... CNADNR, guvern, parlamentare, dacă vreți. Deci... Cred că discuția cu autostrada o vom avea și sunt convinsă că o vom avea în toamnă. Adică o să apară... Deci sunt convinsă. Știți ce, sper eu să nu se uite de spital până în toamnă. Eu vă asigur că echipa ALDE nu o să uite de spital. Și dacă eu nu o să fiu consilier local, o să-i fac pe colegii mei să nu uite. E singurul lucru de care pot să vă asigur. Iar în ceea ce privește spitalul, da, sunt de acord să nu trecem ușor peste subiectul acesta. E un subiect foarte important. Cred că cu toții am fost la, sau am ajuns dintr-o nevoie, eroare, dintr-o vorba, nevoie, da, nefericită la spitalul județean. Și știm cu toții cum e la UPU, știm cu toții și cred că mulți dintre noi, cel puțin dintre consilierii locali sau cei care ne dorim să fim consilieri locali, am văzut și cum arată un spital sau cum ar trebui să arate un spital. Sigur că ne dorim și noi să avem un spital așa cum ar trebui să fie. Da, acum circula o glumă dimineața asta pe internet pe care o consider din campania asta electorală cea mai reușită. Nu avea vreo de asta părtinitoare. Dar că s-a discutat foarte mult pe chestia asta cu infecțiile nozocomiale, cu dezinfecțiile, cu săpunul ăla plin de bacterii, de hazna și așa mai departe. Și s-a ajuns la o singură concluzie. Parlamentarii români trebuie să meargă la Viena. Deci asta era... Mie mi s-a părut cea mai tare chestie și cred că era un semnal de alarmă foarte bine tras, de fapt. Avem probleme foarte mari. Avem probleme în sistemul ăsta de sănătate care e mai bolnav decât oricând, chiar dacă noi poate nu ne mai dăm seama. De ce oare nu începem să construim ceva? Deci, din punctul meu de vedere, acum, având o experiență și în domeniul medical și faptul că am lucrat vreo 12 ani, mai bine de 12 ani, la protecția consumatorului și știind un pic cum funcționează sistemul, vă spun că problema... Nu e neapărat la spitale și am mai spus-o asta. Este în primul și în primul rând la, și am auzit că astăzi s-a discutat despre subiect, este în primul și în primul rând la modul de avizare, la modul de producție. Adică, haideți să vedem un pic câtă libertate le dăm la producători și de ce,
cum îi verificăm pe producători și cât de des și cât de temeinic, ce fel de acte îți dau și de avize, pentru că tu, din postura de director de spital, ești oarecum bombardat de tot felul de agenți de vânzări, cum e orice butic, dacă vreți, care vine și îți propune, uite, produsul meu e mai bun. Ăsta e cel mai bun. Sigur că te uiți pe niște avize, pe niște acte, te asiguri să aibă o specificație tehnică. Pe care cel puțin pe hârtie o are. Acum e destul de greu să te apuci să faci, ca și director de spital, analize la absolut tot ce achiziționezi. Deci nu poți să, poți să faci oarecum prin sondaj, dar așa acolo e discutabil, pentru că nu există fonduri prevăzute special pentru lucrul ăsta. Nu sunt laboratoarele prevăzute cu reactivi. Nu mai zic de laboratoare neacreditate și neprevăzute cu reactivi. Adică trebuie să privim un pic problema mai pe ansamblu. Și nu e numai la dezinfectanți, așa cum s-a mai spus. Asta e exemplu la ordinea zilei. Poate să fie, să știți, și la produsele alimentare. Adică nu sunt convinsă că ceea ce scrie pe etichetă întotdeauna se respectă la produsele alimentare. Da, asta este țara în care trăim, din păcate, vedeți, dacă tot ați lucrat la protecția consumatorului, probabil că de-a lungul timpului v-ați lovit de tot felul de etichete. Etichete da. Care spun ceva în timp ce produsul este cu totul și cu totul altceva. Poate nu de la cer la pământ diferența, însă mai lipsesc niște euri de pe etichetă, iar ele există în produsul respectiv. Termen de valabilitate făcute pe genunchi, ca să nu folosesc altă expresie, cu angajați pe la diverse hipermarketuri care spală carnea și o pun înapoi în cutie. E proaspătă șeful. Că ieri l-am tăiat. L-am tăiat de pe hârtie și l-am ambalat din nou. Adică, și atunci, bun, probabil că astea, lucrurile astea s-au întâmplat și pe la alții. Dar pe la alții sunt pedepsele mari. Sunt și pedepsele mari și au și măsuri de verificare. Asta e problema la noi. S-a pierdut din vedere modul de verificare. Laboratoarele, câteva care mai sunt acreditate, și nu vreau să fac reclamă nimănui, sunt acreditate pe anumite metode de analiză. Tot ce s-a introdus nou, tot ce nu s-a mai făcut. Deci toate determinările de produse și întotdeauna producătorii au fost cu un pas înaintea controlorilor. Ceea ce e grav. Trecem dincolo de spitalul ăsta pe care și-l dorește toată lumea. Ce își mai propune ALDE? Își mai propune un învățământ bazat pe nevoile societății. Adică noi nu prea mai suntem oarecum în concordanță cu societatea. Vedem că familiile, mama lucrează, tata lucrează, familiile sunt active, încearcă să-și creeze să facă un copil și nu-i sprijinim suficient. Adică nu le dăm confortul acela de, s-a mai discutat sigur, de creșe, de grădinițe. Sunt niște nevoi care sunt general valabile, toți ne lovim de ele, că și noi avem copii și pe care ni le dorim. Acum, important e să le prioritizăm într-un fel. Corect. Discutam acum câteva zile cu un prieten care locuiește în Bartolomeu și care s-a interesat la creșa, grădinița din zonă, era full. Următoarele două grădinițe mai apropiate de stat erau full. A întrebat la privat și a aflat niște prețuri care l-au trimis, evident, înapoi la cele de stat. Acum, cred că e o discrepanță, un lucru pe care nu cred că îl poate explica cineva. Ne plângem permanent că demografic suntem vai de capul nostru și că o să fim și mai rău de atât. Pe de altă parte, nu găsim locuri în creșe și în grădinițe pentru copii. Doar la distanțe probabil mai mari, peste mână, omul în general s-a obișnuit, nu știu, ca pe vremea lui Ceaușescu, era clar. Unde te-ai născut? Acolo locuiești. Acolo îți dai copilul la școală. Acolo merge la grădință, acolo merge la școală. Până când se duce la liceu, altă poveste. Acum, dacă mi-a spus de Bartolomeu, eu locuiesc în Bartolomeu. Așa și că, eu tot în apropiere. Bartolomeu, având în vedere că a avut o explozie cu cartierul rezidențial Avangard, sigur că toată lumea își dorește să fie cât mai aproape de casă, adică îți lași copilul și după aceea te duci la serviciu acolo unde ai nevoie, că poate trebuie să te duci în ghimbav la serviciu, deci nu te avantajează o grădiniță mai în centru. Deci
cumva trebuie echilibrat, trebuie echilibrat lucrul ăsta. Bartolomeu chiar este un caz special, așa cum va deveni în câțiva ani și tractorul un caz special. Da, va deveni cu siguranță. Cred că deja este un caz special, pentru că și acolo explozia a fost foarte mare. A apărut un centru comercial și în jurul lui... Exact acum ne dăm seama că au trecut 20 și ceva de ani de la Revoluție și n-am făcut nimic din ceea ce trebuia să facem. Facem acum. Când facem și mai scump, când... Da, mă rog, așa suntem noi românii. Nu suntem... Spuneați dumneavoastră că sunt producătorii și ambalatorii, că unii nu sunt producători, doar ambalatori, sunt cu un pas înaintea controlului. Uite, așa sunt vremurile în fața românilor, cu un pas înainte. Noi venim mai din urmă așa. Avem în sfârșit un centru comercial la dimensiuni de mall și așa mai departe. Crezi niște cartiere în jur, se dezvolte infrastructura, chestii care eu cred că la Brașov ar trebui să se întâmple de mult. Ce să zic, administrația cumva ar trebui să țină pasul cu schimbările și chiar să le anticipeze. Deci cred că e și asta o problemă. Poate nu din rea voință neapărat, ci pur și simplu pentru că am fost prea preocupați să facem alte lucruri. În plus de asta, în ceea ce privește învățământul, eu am doi copii, două fetițe care sunt în ciclu gimnazial și observ și nu cu foarte mare încântare că nu e ceea ce ar trebui să se întâmple cu copiii noștri. Adică am încercat să ținem pasul, sigur, noi, dar nu toată lumea își poate permite să facă și pe undeva chinim și copiii, că în afară de școala care îl obligă și acolo trebuie să te prezinți bine, tu trebuie să-i mai dai niște ore de sport, de pian, de muzică, adică să-i formezi și o altă educație. Și să-i ocupi timpul. Și ceea ce îi ocupă timpul și nu mai are timp de joacă, nu mai are timp practic de să fie copil. Da, acum nu știu dacă mai e treaba administrației de principiu, dar explozia asta la nivel, că tot am vorbit numai de explozii în emisiunea asta, explozia asta în ceea ce privește numărul de autoturisme, aduceți-vă aminte cum ne jucam noi pe vremuri, în spatele blocului, în fața blocului, acum fața blocului nu ai unde să te joci. Într-adevăr, nu cred că există cartier în municipiul Brașov care să nu aibă niște locuri de joacă. Ele există. Însă și pericolele la care sunt expuși copiii de acasă și până la locul de joacă sunt destul de mari. Acum, mă rog, asta este situația. La volan nu se află întotdeauna oameni capabili să conștientizeze că există un drum public sau e o mică străduță acolo între blocuri. Nu facem civilizație la momentul ăsta la televizor. Nu prinde emisiunile astea în care explicăm niște lucruri. E bine pe locul 5? Pe listă? Confortabil. Confortabil. Înaintea dumneavoastră, domnii Atomei, Boriceanu, Leca și Negrițoiu, apoi locul 5 ocupat de o doamnă. N-ați reușit să dați cu pumnul masă mai... Nici n-am vrut. Nici nu v-ați propus, ei, nu? Nu mi-au propus. Ei m-au primit cu brațele deschise, mi-au apreciat activitatea pe care am avut-o și nu mi-am propus. Deocamdată nu mi-am propus mai mult. Am înțeles. Deci cam astea ar fi planurile pentru Consiliul Local, în cazul în care veți ajunge, dacă nu măcar veți sta cu biciu pe colegi, nu? Dacă nu, n-o să-i iert în ceea ce privește proiectele cele mai importante. Sigur că mai sunt și altele. Candidatul pentru fotoliul de primar, domnul Adrian Atomei, are propriile lui proiecte, adică, mă rog, nu sunt doar ale dânsului, sunt sigur îmbrățișate de toată echipa. Așa că avem proiecte. Timp să le facem, oportunitate și finanțare, sigur că despre asta e vorba. Până la urmă totul se reduce la bani în ziua de astăzi. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Doamna Laura Ioana Bratosin, candidat ALDE la Consiliul Local Brașov. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături. Mulțumesc. De RTT.